dimineața, dragi vlog spectatori și televlog spectatori și radio teleascultători și radio, bă, dracu să mă ia. Bă, trebuia să încep ziua asta cu nervi. Să moară mă ăsta, dacă nu m-am plimbat 40 de minute pe jos în toată firma să caut camionul ăsta. Și știți unde e, nu? Evident, e la Volvo. Băga mea și pula în tracker-ul lor, că nu poate să-l găsească. Bă, frate, incredibil, să moară mă ăsta, că nu e incredibil. Când au, bă, când ai nevoie să te găsească pe tine, te găsesc imediat. Când au nevoie să găsească camionul unde e parcat, nu-l găsește nimeni. Uitați-vă și voi, 40 de minute, am început la ora 6, la 6 și 3 mi-a dat cheile școala și după 40 de minute caut camion. Du-te până toate parcările, din firmă, până toate locurile unde se poate parca, pe dracu să ia. Și camionul era la Volvo. Doamne, Doamne, Dumnezeu de Doamne. Băi, vreau să vă zic că aveam mănânci noi la valoare. Da, așa să ne punem aici, să le aruncăm pe celelalte. Bă, frate, mai aveam și un de ăsta. Mi-am luat și eu la casă o prăjitură. Am făcut o terci. Am făcut o terci. Terci, perci. Bineînțeles, trebuie să stau acum să alimentez. Bă, dracu să mă ia. Ce nu are? Nu are ad două. Motorină, hai că treacă, meargă. Are un... De fapt e un sfert consumat. Bine, nu cred că apuc eu să fac atâția kilometri astăzi, dar în fine. Băi, mergem, deja am primit și curs să mergem la Wakefield aici aproape, la rucătură de băți, 40 de minute de condus. Și după aia probabil Grimsby, încărcare pentru Widnes, nu știu, ceva genul ăsta. Sau Bradford, încărcare pentru Stone, nu știu, o să vedem. Ne vedem pe drum. Ne vedem pe drum, să povestim un pic. De ce n-am avut vlog în weekend? Cu mulți le așteptau. Așa că nu plecați, să rămâneți cu mine, să înceapă ziua de luni, să înceapă săptămâna. Probabil e ultima săptămână de trecăreală, pentru că săptămâna asta este data de naștere așteptată pentru scumpa mea fetiță, așa că să vedem cât mai vom mai apuca să mai facem truchereli. Așa că să înceapă săptămâna. Băi, am ajuns la Wakefield și am făcut-o de oaie. Am atins un vagon al ăstora de aici. Haideți să vedeți ce le-am făcut. Din greșeală. N-am fost atent, nu mi-am dat seama și le-am zgâriat trailerul ăsta aici. Am zgâriat cu colțul vagonului meu. Uite că de data asta senzoria nu m-a ajutat. Uite, chestia asta. După cum vedeți, locul e destul de mic. Am băgat-o destul de în scurt și s-a întâmplat. Am raportat aici la ăștia și aștept să vină cineva, probabil să fac o foaie de aia de asigurare, ceva de genul ăsta. Habar n-am. Deci, am început săptămâna prost. Am lovit un vagon. Se mai întâmplă. Așteptam să băgăm la rampă și să vină neaca aici să ăsta să îi completez foile alea. Nasol. Trebuie să mergem mai departe cu zâmbetul pe buze, să nu ne afecteze. Un vagon, se repară, nu-i problema. Asta e. Un incident. Cam nasol. Pentru că, uite, nu sunt atent. Puteam să mă uit mai bine, dar asta e. Intrăm la descărcat și ne vedem după aia. Vă și spun ce am făcut cu ăștia. Să vedem în cotor ne ducem. Sper să nu, nici nu știu dacă aș vrea să mă duc la Greenwich după aia până la Witness, habar la nu știu, vedem. Asta-i. Băi, am terminat aici așa. Băi, am completat niște foi cu ăștia. Da, să raportăm incidentul. Nu se poate numi accident. Și, na, exact cum mă gândeam, mergem la... Bă, pot să ieși și eu oare? Hai să ieși și eu. Dacă era cu verde, am ieșit și eu. Mergem la Bradford.
exact cum v-am spus, încărcăm pentru Stone. Să sperăm că vom avea timp. Sper să nu fie totuși prea devreme. Uite-te ce s-a făcut pe strada asta, fraților. Ăla a lucrat la noi, frate, la Red Bordal. Dar ăsta acum era la Stobart. Ce te dai, mă, și uitam așa lung la el. Și acum e la Stobart. Interesant. Da, probabil o fi fost sătul de ore lungi. Ore multe. Băi, mergem la ăștia, încărcăm și probabil ne vedem după aia că, na, mergem pe M62 pe acolo, pe unde am rămas înzăpeziți că nu s-a putut merge acum două zile, de fapt, da, sunt două zile, joi, vineri, și mai povestim atunci așa ce și cum. Uf. Băi, cred că ne oprim și noi să... Mamă, ce ceată s-a lăsat iarăși. Trebuie să ne oprim și noi să... De fapt, trebuie. Cred că mă opresc să-mi așa ceva dulce de aici. Și de mâncare voi lua când plec de aici. Ne oprim pe autostradă. Imediat după ce ieșim de aici avem service. Pe M62 luăm și noi un Subway de mâncărică. Ai, e un boș. Boșilor! Cocârloșilor! Ai, de-o mâncați aici duba ta, că nu te-ai putea duce un puțin mai în față, tu zrasa mătii. Trebuie să ne strânim și noi aici și pe bordură ca românul ne suim. Bine, să suie și ăștia. Băgăm și noi una bucată avarie și mergem repede până la Spar acolo în Shell să luăm ceva de papa, nu? Mergeți cu mine? Hai cu mine, poate nu ne vede nimeni. Poate nu ne vede nimeni cu camera și nu zice nimeni nimic, cu toate că mă vor vedea sigur. Sau hai mă că să nu filmez, că după aia cine știe ce se întâmplă. N-am găsit ce vroiam. Bine că am luat cola la ofertă. 200 lire cola. Și ăsta, bă frate, dar aveau ceva mai mișto, dar nu mai l-au. Și culmea e că să-l găsesc doar la ăștia, doar la Spar. Și am văzut că doar în magazinele din benzinerie, în Shell-uri. Cam și eu Spar la mine în Borough Bridge acolo, în centru. Da, să moară măsa dacă au ei așa ceva. Nu au. Știu, acum o să ziceți, cum dumne să dai 2 lire pe 200 lire cola? Păi 2 lire pe 200 lire cola înseamnă ca și cum ai dat 2 lei în România pe 200 lire cola. Ceea ce? Never ever. Deci chiar e ofertă și eu apreciez, îmi place când e oferta asta. Încă să dai o liră și ceva sau chiar 2 lire posibil, de ce să nu dai 2 lire pe 2? Așa te fac să cumperi, să nu iei doar una, toată lumea pleacă cu 2 sticle din benzinerică, peste tot așa. Bine, pe autostradă sunt puțin mai scumpe, gen 3 lire, 2 sticle sau 2 lire jumate, na, depinde. Dar mă știu că sunt pe interzis. Sau urmează un drum interzis pentru camioane. Așa, bă, pe aici nu e nimeni, să mă oară măsa. A, bă, da, uite, un coleg pleacă acum. Da, dragilor, băgăm și noi la încărcat. Și ne vedem după aia, chiar după ce mănânc, probabil. Ne vedem. Pentru mine va dura, pentru voi va fi gen chiar acum. Pam, pam. Gata, boss. A băgat și băiatul la ghiozdan. Au. Am băgat un subeuț. Și acum mergem, fraților, la Stone. Avem vreo 10 minute întârziere, dar
Nu e panică. Nu e panică, man. Maman. Hai, mă, să ne băgăm pe banda asta. Container nu te bagi, nu? Deci înseamnă că te duci spre 644. Du-te cu Dumnezeu înainte, fiule. Du-te, du-te. Mamă, ce cald s-a făcut, frate, sunt 7 grade. Am o vagă impresie, așa că vor începe niște mari inundații pe aici, prin Anglia. După zăpada aia... A dat și cu ploaie, și sâmbătă, și duminică. Tocmai de asta n-am făcut niciun vlog. A fost... A fost vremea incredibil de urâtă. Aveam în gând să fac și eu pe la mașină câte una alta, dar n-am avut ce să mai fac. Doar am ridicat mașina, interiorul arată, nici n-am cuvinte să vă zic, țiplă. Arată perfect, perfect. Mai sunt câteva detalii pe care trebuie să le rezolv. Între timp mi-am găsit și, că am luat și eu un overspeed. Între timp mi-am găsit să-mi fac trimurile de volan toate din carbon, adică toate, ambele, și sus și jos din carbon. Momentan știți că am partea de jos din carbon, dar nu este trimul, este un cover care se pune peste trim. Îl am și pe cel de sus, dar v-am zis că nu prea am putut să-l pun pentru că mi se pare că nu stă bine, nu știu, nu stă cum trebuie. Și am renunțat să-l mai pun. Și acum am găsit pe un băiat în Londra care face, uite mă căcatul meu. Luați aș golful în pulă. De opărit. Morții mătii, ai 4 benz, mă, fac să dansez pe aici. Futu-ți golful mătii în gât. Bă, ce căcat opărit, îmi pierdui și din viteză. Futu-ți morții mătii de prost. Și acum se bagă pe lângă mine. Tare prost mai ești, mă, tare prost ești. Tu-ți rasa mătii în gât. Opa. Opa, opa, Penelopa. Așa. Și v-am zis, o să-mi fac și trimurile aia complet din carbon. Deci așa că o să scap puțin de... Bine, chestia nu era cocălărie sau ceva urât. Chiar e mișto trimul ăla de jos. Ăla de jos chiar se potrivește perfect, perfect. Dar ăla de sus, având butoane de alea de la comenzi, nu știu, nu se încastrează cum trebuie. Rămân spații mari, habar n-am. E ciudat totuși că pe volanul după care le-am luat, l-am văzut la băiatul respectiv. Bă, frate, să-mi dau chiar și mie chiar de tot. Mă gândesc că, nu știu, poate faptul că e deformat. Bine, el se încălzește cu fionul și se formează la loc, știi, deci nu-i problemă. Dar nu știu de ce nu-mi place cum se vede. Ce scanie șmecheră. Și atunci le-am găsit să le fac amândoi. Un băiat din Londra le face foarte șmecher, trebuie să-i trimit trimurile mele ca să poată să-și facă zi. Să poată să-și facă de-aia, formă. Cum îi zice, nici nu știu, mulaj de la. Și a zis că mi le face, mă, și costă puțin, nu vă dau preț că n-are rost. V-am spus că nu o să dau prețuri pentru tot ce fac la mașină, decât cine vrea mă întreabă în privat pe Facebook și zic. Dar în rest nu o să postez nimic din tot ce am făcut la mașină, cât m-a costat sau cât am dat și chestii de-astea. În momentul de față sunt foarte disperat să dau jantele și cu telefonul pentru că am găsit un urs de cumpărat. Problema e că băiatul e român și pe 15 luna viitoare o să plece din Anglia. Și vă dați seama că trebuie să... Adică mi-e frică, o să dea mașina destul de repede, prețul e foarte mic. Mașina, spre surprinderea mea, chiar merge, adică e folosită aproape zilnic. Pe mine nu mă interesa chestia asta, mă interesa doar să fie mașina, caroseria și cu măcar cutia și grupul. Oricum motorul va fi altul, dacă voi reuși să o iau, motorul cu siguranță va fi altul. De fapt,
300% va fi alt motor acolo. Voi încerca ceva mișto și să vedem, poate reușesc să dau și eu jantele și telefonul, așa că nu uitați, cine vrea un S8, cumpărat anul trecut nou-nouț, n-are niciun an, m-am uitat acum în aprilie l-am cumpărat, a apărut anul trecut. Deci cine vrea, este impecabil, am mai spus nou-nouț, în chestii trebuie să-i socoteli, îmi dați mesaj pe Facebook, pe Instagram, pe ce vreți voi. Și prețul este, am prima oară că prețul este 400, prețul s-a făcut 370. Deci cine vrea 370 fix, nu ne mai negociez nici o liră. Nici măcar o liră nu mai negociez, așa că cine vrea un telefon impecabil, n-are nici cea mică zgrietură, din prima zi a stat în zi, în husă și pe față și pe spate, de fapt e un cover de ăla care cumva intră telefonul în el, anti-șoc, anti-zgârietură, anti-draci, anti-laci, anti-maci. Mai îmi fac și o reclamă pe aici, ce să fac și eu? Sau cine vrea niște jante de M3, originale, forjate, reconițate recent, nepuse pe mașină, vopsite în gun, da, metal gun, gun metal, cum vreți voi să-i spuneți, un gri așa mișto. La fel, detalii le găsiți pe Facebook, chiar am repostat anunțul astăzi din nou. Prețul este de 470, așa că vă aștept. Vă aștept mesajele și nelămurile și scăpați-mă de ele. Apropo, telefonul va fi valabil după data de 9 sau 8, nu mai știu, 9 sau 8, nu mai știu. Când îmi vine S9-le. Așa că ajutați-mă să scap de ele, să-mi iau și eu un urs. Să fac și eu un proiect mișto acolo, să am și eu la ce să lucrez ani de zile. Ăla va fi, dacă voi reuși să-l iau, ăla va fi așa un proiect de câțiva ani, 2-3 ani. Hai să lăsăm comerțul la o parte și să ne continuăm drumul către Stone. Evident, puțină aglomerație, sau puțin mai multă aglomerație. Mehedinți, 05, LLG, ce cauți boss pe aici? Poate te vezi la mine în vlog. Oare sunt atât de urmărit? Băi, nu știu, GPS-ul meu mă tot bagă până altă parte, numai pe traseul care trebuie nu mă bagă. Adică gen M60 și M62 înapoi și după aia M6. El mă bagă, mă tot întoarce, dar nu știu ce. Bine, probabil o fi ceva mai rău în față și el deja mi-a găsit vreo rută mai rapidă, dar... Fuck you, Tom Tom! Băi, vezi că vezi, iau-te, Doamne. M-am uitat acum pe foaia asta și văd că nu mai e... Nu mai e descărcarea programată la 5, cum era de obicei, ci e la 1. De fapt, stai că v-am zis că... Am întârziere vreo 10 minute. Bine, probabil acum o să fie o întârziere mai mare. Aștept încă să se reconfigureze bătrânelul ăsta de Tom Tom. Și am mai văzut astăzi o mașină de România, de Iași, parcă. IS-01 și nu mai știu. Un A4, parcă. Cu M62 l-am văzut, în zona între Leeds și Manchester. Nu știu de ce naiba mă tot întoarce ăsta înapoi. Acum s-a reconfigurat, dar ce naiba, prea mult fac. În fine, nici nu mă interesează. Știm traseul, dar e ciudat cu ăsta, că probabil ne ocolește pe undeva. Cine știe ce mai vede el închis. Băi, am văzut că
nu știu dacă am adus în discuție, am zis că am depășit și 10.000 de abonați. Este incredibil. Este incredibil ce se întâmplă cu mine. De unde atâția? De unde atâția, fraților? Mamă, iar e un coadă aici. Să moară măsa. Moară măsa. Băi, am ajuns aici la ăștia. Nu au rampă momentan. Mamă, ce gol e. Băi, ești nebun. Și-a văzut de câte ori am venit aici, cum era aici, că n-aveai loc să... n-aveai loc să bagi la rampă. La rampă, la parcare. Ia uite, știu cât loc ai acum. Și eu acum ziceam, mamă, stai așa, că acum le arăt eu la băieți cum bag eu la rampă. La rampă, la parcare, în locul ăsta greu. Că sunt locuri de parcare făcute invers. Și trebuie să o rupi în două pe mașină. Și e tăcă, e tăcă, e tăcă. Da, uite, să împingi vagonul să scârție. Ia uzi-l. Bine, boss. Boss. Bă, ce-mi plac trocariciurile astea așa mici. Joase. Au venit să rășeam noi câteva în teste. Am zis că l-au testat ăia șantăria la noi, după care au luat tot astea mari, normale. Opa. Uite cât loc am lăsat. N-are nimic. Băi, mă duc cu actele până la birou să vedem dacă mă pun la rampa 3 acolo sau pe aici, cine știe pe unde. Și revin. Băi, după 2 ore și ceva am plecat și eu de aici. Și știți ce e mișto? Că m-au scutit și de încărcare, că am reîncărcat de aici și ies chiar lângă firmă la Shelburne, foarte lejer, și am decât 8 paleți, deci nu o să stau nici pe acolo mult. După aceea cine știe ce dracu o să mai fac. Poate mai... mă gândesc că poate mai bag un Wakefield, un Bradford, cine știe. Aș ajunge la 6 acolo. Ei, nu știu ce să zic. Ce să zic și ce să zic. Chestia e că mă bagă pe aici, pe A50, nu, A51, nu știu cât e ăsta. Drept așa și trebuie să ies în M1. De fapt, în M1 și în A1 după aia. Bă, în afară că am zgâriat vagonul de dimineață, am avut o zi ușoară. Ce să fac? Se mai întâmplă și de-astea. Nu sunt genul să... în fie rușine, ați văzut, v-am arătat, puteam să merg pe burtă, nu știam nici vântul, nici pământul de chestia asta. Haide, boss. Bă, nu prea-mi place mie traseul ăsta, dar cred că făceam tot cam așa, nu? Dacă o luam pe partea aia, să urc înapoi M6 și toate nebunile alea, cred că tot cam așa făceam, doar că exista posibilitatea să prind ceva mai multă aglomerație, fiind ora 4, aproape 4, începe ora de vârf și probabil prindeam pe M60 destulă nebunie. Așa că am zis să iau pe aici. Mă iau după GPS-ul. Mă iau după GPS-ul. Bă, un singur lucru nu-mi place aici. Că te ține, frate, să stai în cantina aia, să moară măsa, că nu sunt niște scaune atât de incomode. De mamă, mamă, îți vine să-ți dai cu ceva în coaie. E mișto că ai cantina, ai toate alea, dar te ține și mula descărcat.
uite că îți rupi cârca pe acolo. Asta e. Să vedem dacă terminăm săptămâna asta tot la muncă. Că dacă vine Bebelina, nu mai terminăm săptămâna la muncă, o terminăm acasă. O terminăm mai devreme. Bă, frate, s-a făcut cald rău. Bine, nu merge nici căcatul ăsta, nu știu de ce morții, mă, să nu prea bag aer rece. Nu bagă nici măcar aer de afară. Au cam început să cadă camioanele astea așa. Astea cel puțin cele mai vechi, 2015. Uite, ăsta este pe 24.04.2015, a ajuns la noi. Mare puțin și face 3 ani. El arată bine așa, dar uite că nu prea merge aerul. Merge bine ăsta. N-am stres. Bă, știți ce măcar e mișto la traseul ăsta? Că e pe naționale. Și pe naționale știți cum e, că mai vezi tu ceva așa, mai mișto decât pe autostradă. Bă, da, cred că a fost zăpadă, frate, și pe aici. Că a fost chiar bine. Cred că pe aici era singura mea șansă să vin de aici, de unde rămăsesem atunci în zăpezit, să cobor pe M6, să vin pe aici, pentru că mai sunt niște drumuri care tot așa traversează cumva din zona Manchester către Sheffield, către Leeds, dar și alea sunt foarte înalte. Și vă dați seama că probabil, adică 100% și alea erau închise atunci, pentru că oricum arăta pe panouri. Și chiar mă gândiți la varianta asta, dar nu știam dacă am timp, îmi trebuia foarte mult timp de condus. Și probabil și pe aici era teroare, pentru că na, toată lumea evita zona aia, se duceau pe unde puteau și ei. Bine că am scăpat de zăpadă și gata. Sper de acum încolo să vină primăvara. Primăvara. Îmi plac mie virajele astea, că nu e nimeni. Și poți să mai tai și tu așa puțin în curbă, să nu mai frânezi, știi? Ești tu așa cu 70-80. Esteule, resule, ce ești, mă, eres? Băi, de-abia aștept să vă arăt mașina, să vă arăt interiorul, chiar sunt curios să văd ce o să spuneți și să vedeți dacă se vede și să îmi spuneți dacă se vede diferența. Așa, bine, cine mă urmărește pe pagina personală de Facebook probabil deja a văzut diferențele, pentru că am postat acolo un de fapt am share-uit un film al celor care s-au ocupat de mașină, l-a pus pe pagina lor personală. De acolo l-am share-uit și eu mai departe. Și diferențele sunt evidente. Cred că era loc și un pic de mai bine. Dar per total eu sunt foarte mulțumit și acum nu mai mi-e rușine să să-mi vadă numai interiorul. Până acum mi-era rușine. Dar acum chiar mi-era rușine. Da, aștept să dea căldura. Să dau și eu hardtop-ul jos. Și pac, să vedeți așa decapotați ca băjeții.
ca băjeții valabili. Dar ce liber e pe aici. Am mai mers, dar parcă niciodată n-am fost așa liber. Băi, ești prost așa, mare a fost zăpada pe aici. Îți văd ce munți de zăpadă. Sunt pe margine, mă, frate. Uite, ăștia izolați pe acolo. Bă, înseamnă chiar a fost rău. Rău, rău chiar și pe aici. Să înțeleg. Să fac, să mai mă opresc, să mai mănânc, să mai mă opresc, habar n-am. Au, dacă n-am călcat pe benzile astea, de mi s-a luat mie de câte ori a piuit ăsta aici. Deci căzut la nebun și eu. Uite ce viscolită e, frate. Deci eu mă gândeam că doar acolo sus bate vântul așa rău. A bătut peste tot, frate, a fost. Viscolită. Ce-mi plac mie văile astea așa. Miau, miau, miau. Mamă, e un drum. Nu mai știu pe unde. Cred că drumul spre Metold, unde vara, pur și simplu, sunt copacii, coroanele copacilor, pur și simplu fac un tunel așa. Și când treci cu mașina, zici că ești pentru tunel, frate. O să vedeți voi la vară, că sigur o să am eu pe acolo curse. O să vedeți ce mișto să vede. Cred că am mai și prins eu pe undeva, cred că prin toamnă, așa, încă nu se uscaseră copacii. Așa o să fiu și eu în curând. Împing la cărucior. Nu o să împing la camion, împing la cărucior. Încă puțin, frate. În cap nu e nimic altceva acum în săptămânile astea. Decât asta. În săptămânile astea, în zilele astea. În zilele astea, fraților. O să mi se îndeplinească și visul ăsta. Curios ce trăire o să am eu atunci. Ia uitați-vă hal de semafor pus la ieșirea din sensul giratoriu, adică să blochezi aici sensul. Băi, ești prost. Când trec lăpută pe ăla, că nici nu știam că acolo e semafor vreodată. Doamne, ce idioține de semafor. Doar la ăștia mai vezi, de astea sau de alea. Ai semafor și în 20 de metri ai sens giratoriu. Și vent, ai semaforul cu verde, te gândești, vii în viteză, că treci, că intri în sensul giratoriu și treci în sensul giratoriu cu vreunul. Deci eu nu înțeleg rostul semaforului acolo. Sau, nu știu, putea să facă în așa fel încât în momentul în care ai verde la semafor, totuși ai și prioritate în sensul giratoriu, adică să nu mai vină altcineva, să nu mai există posibilitatea să intre altcineva în sensul giratoriu. Că altfel semaforul e degeaba. Și de multe ori nici nu e trecere de pietoni acolo. Adică pur și simplu chiar e degeaba. Bă, frate, am niște paleți foarte, foarte înalți și am văzut că sunt puși lângă dăștia așa mici. Sper să nu îi fac eu de bala copiilor. Au ce scanii șmecheră. Bă, dacă nu sunt camioanele astea de animale așa șmechere. Ce mișto e.
Ce mișto e! Frații mei, bineînțeles, polonezi, peloponezi, nu polonezi. Băi, am terminat cu munca. Zi lejeră, fără prea multe evenimente, decât că am lovit mașina de dimineață, mașina doamnei, vagonul. De fapt, nici n-am lovit vagonul meu. Am lovit un alt vagon. Văd că au apărut pe aici subcontractori. Posibil să înceapă aglomerația asta de Paște. De Paștele Măsii. Băi, am fost la Shelburne acum, am descărcat, am stat și acolo vreo 2 ore aproape. Am luat la 6, am plecat pe la ofere ceva, aproape 2 ore. Și am venit înapoi acasă gol. Era evident că nu mai am ce să fac. Bine, dacă mă descerc ca oia gen în jumătate de oră sau ceva, sigur mai nedău să fac un Wakefield, un Bradford, putea să-mi dea să fac. Plecăm repede acasă. Trebuie să merg să mă opresc cu Morrison. Să iau și pâine și ceva, că dacă pici nu prea poate să mai meargă pe jos atât de mult. Trebuie să ia și cineva pâine în casă. Adică eu. Terminește la ora 21. Este 8:36. Dar mai rotunjim și noi. 5, 6, 2, 3, 5. Mai rotunjim și noi, că așa este frumos și sănătos. Băi, azi am făcut 467 km. Puțin, foarte puțin. Am început din prima așa cu 15 ore. Bine, am fost 15 ore foarte legere astea. 467 și am condus 6 ore 48. Frații mei, ne vedem mâine dimineață la o nouă truchereală. Vom vedea și mie ce vom mai face. Până atunci ce să vă zic, vă tare mulțumesc. Lua și voi cu share pe unde puteți. Lua și voi un tricou, o șapcă, o cană. Linkul aveți în descriere. Nu câștigi mii după urma lor, doar că vreau să aibă lumea cât mai multe, nu cum să zic, cât mai mult tracker boy în el. Vă salut, ne vedem mâine, ciao, pa!